Dacă vrei ca numele tău să apară în următorul meu videoclip, lasă chiar acum un like, abonează-te, activează clopoțelul și lasă comentarii cuvântul Chipstar scris literă cu literă, respectiv o literă pe comentariu. Salutare fraților, eu sunt Chipa și bine ați revenit la un nou episod. Înainte să începe tot episodul, vreau să spun că abonatul de episodul trecut, care a respectat toate regulile și a avut norocul să apară în videoclip, este Ionut Surus. Ei bine, băieții, datorită acestui lucru, el va rămâne sub mine aici, numele lui va rămâne aici tot episodul. Știți și voi ce trebuie să faceți ca să ajungeți ca el. Bun, fraților, astăzi o să facem un challenge foarte, foarte tare. O să ne uităm la Brawl Stars Characters în real life. Am mai făcut eu un clip de asta acum câteva luni, însă acum s-a făcut update, adică sunt cu totul și cu totul caractere noi. Pentru că, într-un fel, băieții, brawlerii ăștia sunt, nu sunt creații propice, sunt un fel de imitații, un fel de animații făcute după un model în viață, cum ar fi o vedetă, un personaj dintr-un film, o persoană publică care au ajuns populare. Știți, băieții, bun, hai acum să dăm aici, avem aici un videoclip, Every Brawl Stars Character in Real Life. Bun, hai să vedem aici, mergem rapid, dăm start, let's go. Hai să vedem, băieții, acum character, am zis character din greșeală, scuzați-mă. Bun, Dynamite, bă, îl știu pe tipul ăsta dintr-o reclamă cu Dynamite. Trebuie să scriem, să spunem de unde îl știm, știi, cam ăsta e challenge-ul. Să spunem de unde îl știm. Piper, na, nu e așa, wow, adică era clar că e o femeie cu o umbrelă, o femeie cu o umbrelă. Vezi că am aproape fiecare zi, mai ales în Anglia. Bun, hai să vedem în continuare Brooke. Ba, știu, filmul ești nebun. Cu Van Damme acolo, frățioră, normal. Știu filmul, știu filmul, deci oricum să știam de unde e luat. Jesse, bă, seamănă relativ, sincer, seamănă. Nu știu dacă neapărat e Jesse ăla pe care a vrut el să-l facă, dar na, seamănă. Bo cu Arrow, mulți cred că știți pe Arrow, e serialul ăla super, super blană, bă, s-ar putea. Nu știu, Arrow e așa mai skinny, bă, așa mai pachete de muși, nu știu ce să zic sincer acum. Mortis cu un amețit cu o lopată în mână, bă, s-ar putea, dar nu e chiar 100%. Let's go. Pam. Parcă asta e, joacă într-un film de comedie, dacă nu mă înșel sincer, nu știu. Na, s-ar putea, dar nu prea îmi place. Crococioară, wow, la asta nu mă așteptam. Ok, asta era clar într-un fel. Let's go. Spike, sigur o să fie o poză cu un cactus sau ceva. Tocmai ce am spus, o poză cu un cactus, cu ochi, uite, asta e ceva nou. Știu că au apărut și costume, cel puțin la Jumbo. La Jumbo la Timișoara, nu știu dacă mai sunt, au apărut costume din Brawl Stars, adică Spike-uri. Am văzut eu un costum cu Spike, nu știu dacă era neapărat luat după conceptul din Brawl Stars, dar era un costum cu Spike, gen. Mamă, avem aici un ad. Shit, bro, ne strica tot. Mamă, două ad-uri una după alta, bro, ce ai? Bun, da. Bun, bă, Nita. Na, nu prea seamănă, sincer, adică nu e ceva chiar așa de wow. Îl avem pe Leon, ăla are, e un băiat cu o glugă cu Minecraft, aici chiar nu seamănă cu un creeper. Sincer, chiar nu seamănă, Leon e un amețit care se face invizibil. Tara, da, seamănă, aici seamănă, n-am ce să zic, Tara. Ceva ninja, văd, oricum ea are înfățișarea asta de ninja. Nu știu de unde a scos ochiul ăla. Au și de la Brawl Stars că o să ne arată în curând Shelly. Bă, Shelly seamănă aici, deci dacă te gândești, Shelly chiar seamănă aici, sincer acum. Bun, fraților, Jean, mamă, nu seamănă deloc. Cred că fetița a jucat ceva într-un film cu sirene, dacă nu mă știu, dar nu seamănă deloc. Jean putea să semene cu Aladdin sau ceva de genul. Penny, seamănă, adică cu o fetiță pirata nu prea, sincer. El Primo, mai mult îl băgam cu Rey Mysterio, nu cu asta. Sincer acum, să scrieți și voi în comentarii care vi se pare că seamănă și care nu. Frank cu Frankenstein, ok, asta era cam logică, că de-al cheamă și Frank. Bun, asta era logică, aici noi luăm de băieți. Asta era logică. Hai să vedem în continuare. Rosa, mai mult, dacă ne vă uitați aici la cum arată Rosa, parcă e o bunicuță după părerea mea, zic. Cum și neochelarii sau așa, știi, mai mult o bunicuță care se bate, știi. Na, acum fiecare cu părerea lui. Bun. Hai, let's go.
Iară un ad, bro, what the fuck? Oamenii ăștia vor să stoarcă o tonă de bani de la noi. Și mai, ne mai dă un ad, nu. Credeam eu că ne mai dă un ad. Barley. Bă, da, da, aici chiar are dreptate, e un... Oricum, Barley e un fel de robot ospătar, dacă vedeți, chiar dacă aruncă el un robot ospătar, nu e bețiv. Mulți au zis că Barley e bețiv, dar e ospătar, de fapt. Știi? Rico, bă, Rico, aici puteai să le iei de oriunde vrei, dar mi se pare că exista un personaj, vedeți că Rico are birele în el într-un fel, știi? Nu neapărat un pistol, un robot cu un pistol, știi? Colt, da, Colt, da, chiar seamără că Colt un fel este un fel de șerif, chiar seamără știu pe tipul ăsta dintr-o reclamă sau dintr-un film, că știu că cam ăsta era în thumbnail sau ceva de genul. Touchdown Bull, ok, asta era clară că e Bull, vreau să văd de unde vine, că Touchdown Bull e clară și Viking Bull totodată că e de la un Viking și ăsta Touchdown Bull e de la un tip de ăsta care se joacă fotbal american, știi ce zic, adică Poco, nu prea, bă, ăla e un cântăresc deloc, adică bă. Sau bă, s-ar putea, uiteți-vă cum e pictat Poco pe față, s-ar putea să fie un fel de cântăreț mexican de rock, sincer, poate mi-am eu filme prea mari, dar nu știu, cântăreții ești, asta e faza. Și are niște semne pe el, nu neapărat rocker, știi ce zic, adică, na. Daryl. Da. Chiar seamără, deci chiar aici Daryl chiar seamără, că na. Nu, nu mai știu, ne-ai văzut un butoi mergător. Daryl chiar seamără, după părerea mea. Hai să vedem în continuare. Bow, dar am mai arătat o dată pe Bow cu Arrow. Pe Brook, acum le-am mai... nu, acum, bun, au arătat la două. Bibi. Bă, da, arată, 100% arată, adică. S-a fără abia îmbrăcate la fel, dacă mă întreb pe mine. Nice. Bull, da, clar, Bull. Bull, că știu că am mai văzut poza asta, seamănă 100% cu Bull tipul ăsta. Și are și freza, așa, într-un fel, numai că Bull are ochelari, are și freza, are și îmbrăcămintea fix ca Bull. Ochelari, nu-i are, da, da, aia. Super, super, man. Deci chiar seamănă, gen. Let's go. Bun, acum ne arată, pot să ne face așa un mic recap. Și ăștia au fost băieții. Face acolo un mic refresh. Which one was your favorite? Dar chiar băieți, scrieți în comentarii care a fost favoritul vostru. Da, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să activați clopoțelul, pentru că astăzi o să facem un stream în care facem un clan nou de Brawl Stars. Știți că eu am mai multe clanuri, am Chipsterii cu 3D, cel mai mare clan, am Chipanii și Chipa Academy. Asta în funcție de numărul de trofee unde veți să intrați. La Chipa Academy e undeva la 2000, Chipsterii 4000 și ceva, și Chipanii nu are număr de trofee. Am zis să fac așa mai multe clanuri. Bă, băiții, cam atât a fost clipul. Scrieți voi în comentarii care v-a plăcut cel mai mult, gen care brawler vi s-a părut cel mai arătos în viața reală, că na. Până la urmă, mamă, bă, bros, bă, lasă-mă, m-am zis, m-am urât asta, bun. Bă, frații, cam atât a fost, nu uitați să intrați în clanurile mele în caz că vreți să ne jucăm împreună. Bă, eu zic că a fost un videoclip destul de reușit, nu toți semănau, până la urmă asta trebuia să ne dăm seama cât seamănă și cât nu. Adică să spunem că nu prea mi s-a părut acolo Nita că seamănă, că până la urmă era doar o fetiță îmbrăcată într-o pijama cu urs. Dacă mă întrebați pe mine și nu mi s-a părut foarte, foarte wow. Am înțeles că în curând o să se termine sezonul în aproximativ 10 zile și ceva, 10 zile și o oră, am zis bine. Și după, băieții, o să facem un mega Star Points Waste, adică o să mergem pe shop și o să cumpărăm foarte multe chestii de aceste Star Points-uri. Bun, fraților, cam atât a fost cu acest videoclip. Eu am fost și bani, nu uitați să faceți toate regulile dacă vreți și voi să ajungeți pe ecran pe absolut toată perioada episodului. Hai, salut!